Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se numește Europa de astăzi este seculară, nu creștină. Atentatele teroriste și pericolul discursului urii față de refugiați. Motoul acesteia: oamenii nu comit vreodată crime cu atâta dedicare și cu atâta bucurie ca atunci când o fac din motive religioase. Blaise Pascal. Valorile europene astăzi nu sunt ale unei religii anume, ci sunt cele ale democrației seculare și ale drepturilor omului, care garantează libertatea de gândire, de conștiință a tuturor persoanelor, indiferent de religia lor, ori de faptul că nu au o religie. Așadar, Europa seculară de astăzi este deopotrivă gazda primitoare a tuturor religiilor și a tuturor oamenilor. Aceia care vorbesc în contextul atentatelor de la Paris de Europa creștină nu fac decât să alimenteze intoleranța religioasă. O astfel de abordare este expresia ecoului medieval al unei mentalități de cruciat, pentru care ura față de musulmani reprezintă calea către potențarea religiei creștine. Dar Europa creștină nu mai există și e bine că aceasta a devenit istorie. Nu trebuie să uităm că atunci când Europa era creștină, se aprindeau rugurile Inchiziției, sângele curgea în războaie religioase, minoritățile confesionale și persoanele fără religie erau persecutate. Abuzuri, sclavie, pogromuri și alte orori, justificate la vremea lor prin versete din Biblie, s-au petrecut atât în spațiul creștin-occidental, predominant catolic-protestant, cât și în cel răsăritean-ortodox. Și Biblia conține îndemnuri la ură, intoleranță și crimă, la fel ca și Coranul. Și creștinismul a servit drept ferment ideatic pentru cei care au comis orori cumplite, multe milioane de semeni fiind uciși în numele lui Iisus de-a lungul secolelor. Artele, știința, cultura, gândirea liberă, toleranța și diversitatea religioasă din perioada civilizației antice greco-romane au fost înlocuite de gândirea dogmatică și atitudinea represivă a creștinilor care au întunecat și însângerat Europa pentru 1000 de ani. Antidotul la fundamentalismul religios a fost adus de renaștere și iluminism, care au încurajat gândirea liberă, umanismul și dezvoltarea raționalității, generând democrația seculară modernă. Creștinismul a devenit tolerant tocmai la confruntarea cu critica, și mai ales odată cu mersul către instituirea separării dintre stat și biserică în mai toate societățile civilizate. Reacțiile de după atentatele de la concertul unei trupe rock, de la stadionul Stade de France și de la mai multe terase și cafenele din Paris, reaprinde dezbaterile despre care sunt valorile de avut în vedere pentru a gestiona dificila situația actuală. Or, este de observat că, în general, cam aceleași voci care cu prilejul atentatului de la Charlie Hebdo îi criticau pe caricaturiști pentru ironiile la adresa religiei, sunt cei care agită acum populismul antirefugiați. Dar aceia care fug din Siria și Irak ori alte zone de conflict sunt victimele extremiștilor Daesh, așa cum sunt și europenii loviți de atentatele comise de fundamentaliștii religioși. Avem așadar de subminat și marginalizat credințele fundamentaliste care duc la fanatism, ură și crimă, nu cetățenii obișnuiți de lângă noi, ori pe refugiații care au fugit din calea ororilor produse de extremiști în țările lor. Nu avem de apărat o religie anume și nici nu trebuie să contrapunem unele religii altora. Este doar în interesul fanaticilor să pară că este vorba despre un război între religii. Democrația seculară asigură climatul necesar de plinei libertăți, atât pentru a practica orice religie, cât și de a nu avea o credință. Totodată, așa cum vocile politice responsabile au afirmat, politica privitoare la refugiați nu trebuie să se schimbe în Uniunea Europeană, pentru că prețul ar fi renunțarea la valorile morale, democratice și umanitare,
care dau consistență și trăinicie acestui spațiu. Solidaritatea americană, reafirmată de către președintele Obama, care a anunțat că Statele Unite se vor implica mai mult în criza refugiaților, confirmă odată în plus comunitatea transatlantică de valori. Riscul ca printre refugiați să se infiltreze teroriști trebuie contracarat prin aplicarea procedurilor de primire și triere a acestora, prin munca serviciilor secrete și a celor de securitate. Dar a pune semnul egal între teroriști și refugiați este o enormitate care are ca sursă ignoranța și lipsa de înțelegere a lucrurilor. Calea legitimă, europeană și democratică este așadar întărirea valorilor seculare ale libertății și egalității în drepturi pentru toți. Vă mulțumesc foarte mult!